Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Urmăriți știri și evenimente locale. Deschidem Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi cu un comunicat din partea Poliției de Frontieră. Bună ziua! În emisiunea de astăzi doresc să vă rețin atenția cu un comunicat al IJPF Suceava. În luna ianuarie anului 2009, polițiștii de frontieră din cadrul IJPF Suceava au întreprins măsuri ferme pe linia combaterii infracționalității transfrontaliere, înregistrând rezultate semnificative în munca operativă. Astfel, s-au executat un număr de 91 misiuni și acțiuni specifice proprii. Nu s-a permis intrarea în țară a unui număr de 34 cetățeni, 28 nu au avut viză de intrare, iar 6 nereguli în documente. Nu s-a permis ieșirea din țară a unui număr de 17 români pentru nereguli în documente de călătorie. Au fost descoperite și deținute în vederea confiscării de către polițiștii de frontieră și lucrătorii vamal peste 28.000 de pachete de țigări în valoare de peste 12.120 de lei, bunuri industriale în valoare de 1.850 de lei și un autoturism marca Dacia în valoare de peste 16.000 de lei. Au fost aplicate un număr de 45 amenzi contravenționale în valoare de 40.000 de lei. S-a constatat un număr de 13 infracțiuni. Au avut loc un număr de 8 întrevederi de frontieră cu grenicerii ucraineni. În continuare, vă prezint două cazuri semnificative înregistrate în această perioadă. În dimineața zilei de 26.1.2009, polițiștii de frontieră din cadrul DPF Rădăuți și JPF Suceava au executat o misiune specifică pe comunicația DG209G, ocazie cu care au oprit în trafic un autoturism marca Toyota, condus de numitul N. Petru, în vârstă de 40 de ani, domiciliat în localitatea Vicov de Sus, județul Suceava. După controlul documentelor de călătorie, polițiștii de frontieră au decurs la efectuarea unui control asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au descoperit că șoferul transportat 6.500 de pachete de țigări de proveniență ucraineană definită în mărci, fără documente legale de proveniență. Fiind întrebat de proveniența țigărilor, șoferul a declarat că le-a achiziționat la mai mulți cetățeni ucraineni pe raza localității Vicov de Sus și urma să le comercializeze în bazarul din municipiul Rădăuți în vederea obținerii de profit ilicit. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de peste 27.000 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 1.500 de lei, conform legii 12.1990. În alt caz, s-a înregistrat la SPF Siret, când doi tineri ucraineni, aflați în stare de ebrietate, au trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în România. În dimineața zilei de 30.1.2009, un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul SPF Siret, în timp ce executa o misiune de supraveghere și control la frontierei de stat, a depistat și reținut pe raza localității Bainet două persoane care nu justificau prezența în zonă. Procedându-se la legitimarea celor în cauză, care s-au arătat foarte surprinși de întâlnirea cu polițiștii de frontieră români, s-a stabilit că acestea sunt I. Gheorghe și M. Ivan, ambii de 28 de ani, domiciliați în localitatea Bahrinești, Ucraina. Fiind demarate cercetările, cei doi au declarat polițiștilor de frontieră că nu știau că se află în România și nici nu intenționau să ajungă în țara noastră, acest lucru datorindu-se faptului că, fiind în stare de ebrietate, s-au rătăcit în timp ce se deplasau din localitatea Vadu Siret pe localitatea Bahrinești, unde și-au domiciliu. Pentru fapta comisă, polițiștii de frontieră au întocmit ucrainienilor acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, ce urmează să fie înaintate parchetului de prejudecătorie a Rădăuți, în vederea atribuirii numărului unic. În cursul zilei de 31.1.2009, persoanele în cauză au fost preluate de autoritățile ucrainene. În săptămâna care a trecut, medicii Spitalului Municipal din Rădăuți s-au confruntat cu un caz deosebit. Despre ce a fost vorba, aflăm de la dr. Doru Iliescu. Ieri, în jurul prânzului, a fost internată în secția de chirurgie a spitalului nostru o pacientă în vârstă de 30 de ani care prezenta dureri abdominale acute și amenința cu o stare de șoc. În urma investigațiilor făcute s-a presupus existența unei formațiuni abdominale pentru care s-a intervenit chirurgical de urgență. Intraoperator a fost o surpriză legată de prezența unei dilatații a unei artere abdominale importante, noi o numim anevrism, care risca să se rupă. O asemenea ruptură ar fi produs o hemoragie fudroaiantă care ar fi dus la deces în câteva minute. Datorită faptului că echipa de chirurgi care a intervenit din spitalul nostru n-avea foarte multă experiență în chirurgia vasculară, a fost nevoie de solicitarea ajutorului colegilor de specialiști în chirurgie vasculară de la Spitalul Județean. Doamna doctor Boroda, un medic tânăr, entuziast și competent,
a venit imediat și împreună cu doctorul Leopold Beizadovski au intervenit și au realizat o operație de strictă necesitate, dar nu definitivă, care a permis împiedicarea ruperii arterei pentru o anumită perioadă de timp. Intervenția chirurgicală a durat circa 4 ore, iar pacienta a fost menținută în anestezie datorită priceperii medicilor specialiști de aici. Ulterior a fost trimisă în stare de conștiență la spitalul de urgență din Iași și astăzi am avut satisfacția să aflu că s-a reintervenit, s-a pus o proteză pe artera respectivă, pacienta se simte bine și probabil că are șanse foarte bune de evoluție optimă în continuare. Absolut întâmplător, în aceeași interval de timp, a mai fost internat un copil cu un traumatism abdominal în urma unui accident de circulație, soldat cu ruptura intestinului. Concomitent, în altă sală de intervenție, a fost operat și acest copil, care este și el bine și cu perspective de vindecare. Poate că aceste două cazuri vi se par deosebite. Pentru activitatea spitalului nostru, ieri a fost o zi obișnuită în care o echipă de profesioniști a intervenit și a salvat două vieți. Lucrul ăsta se întâmplă zi de zi. Ieri, echipa care a intervenit a fost formată din medici, chirurgi și anesteziști. Rubrica Info Poliție are un caracter preventiv. În episodul de astăzi veți vedea până unde merge extrocheria unor persoane și cum un hoț a fost surprins de camerele de supraveghere a unui magazin. În cadrul acestei emisiuni aș dori să vă prezint câteva evenimente ce au avut loc pe raza municipiului Rădăuți, unde poliția principală a fost sesizată următoarele aspecte. La data de 25 ianuarie anul curent, poliția municipiului Rădăuți a fost sesizată către partea vătămată Popescu Ecaterina, în vârstă de 76 de ani, din localitatea Băneuți, cu privire la faptul că în data de 16 ianuarie 2009, fiind pe raza municipiului Rădăuți, cu scopul de a-și depune o sumă de bani la undate bancară, respectiv suma de 1800 RON, aceasta, ajungând pe raza municipiului Rădăuți, a fost acostată de către o persoană de sex feminin, de etnie romă, de circa 40-45 de ani și care, intrând în discuții, a condus-o pe persoana respectivă, respectiv pe partea vătămată, într-un loc mai izolat, a profitat de naivitate, propriu-zis, sau de vârsta înaintată a persoanei respective, i-a oferit părții vătămate un batic pe care tot aceasta i l-a oferit să îl pună în geanta pe care o avea, timp în care i-a pus baticul în sacoșa respectivă, i-a sustras părții vătămate suma de 1800 RON. După care aceeași autoare i-a înodat geanta respectivă cu mai multe noduri pentru a crea o facilitate sau o posibilitate de a se deplasa mai rapid de la locul faptei. Bătrâna respectivă nu a venit și nu a sesizat fapta imediat, ci doar la îndemnul cetățenilor și la discuțiile pe care le-a purtat cu consătenii acesteia, a sfătuit-o să ajungă la poliție niște sesizări despre acest fapt. Când e lipomană, spune, când e lipomană e, știți? Dar eu nu întrebe. De-mi o pungă și ți-l pun, zice, baticul. Știți? N-am nici o pungă, n-am nimic, nici o pungă, nimic n-am. O luat și m-a zis, un brat avea mai întâi cu o joc, altă așa ea, și m-a scuturat, tot așa, știți? Și pe urmă m-a bat înapoi și sus și jos ea. Și am bine plasa mâna dreaptă și mi-a luat plasa. Dar ce aveai în plasă? Bani aveam. Ce bani aveai? 18 milioane aveam. 18 milioane. Da. În plasă. Pentru ce aveai bani ăștia? Ce vrei să faci? Pentru moarte să iau. A, dar te plimbai cu ei așa nu, sau ce? Nu, mi-aveam și cu navantă. A, pe asta am întrebat. Mi-aveam și cu navantă, da? Da, dar cum și m-a plimbat cu banii în a, pe am întrebat. A, pe da. Și când colo, ei au luat plasă din mână, mai departe nu știu nică și-o fac cu mine. Da.
Noi acum o să-ți arătăm, Matale, niște femei, niște persoane. Da. Și, Matale, să te uiți foarte atent la ele. Da. Și să spui dacă recunoști vreuna din ele ca fiind cea care vinerea cu două săptămâni ți-o luat banii, da? Uite, aici sunt patru persoane, femei, au toate batic pe cap. Matale, ridică-te și uite-te încet așa la fiecare, dacă recunoști vreuna din cele patru care sunt aici. Încet, frumos, uite-te la toate, nu te grăbi. Nu m-a grăbit. Am ajuns aici, cum m-a grăbit? Viața mea n-am fost aici. Asta e, doamnă. Doamna, cum se cade, asta e, care m-a ajuns. Doamna, am făcut una cu niște, nu l-a luat nici ori, nimic. Care e muncit. Asta e, domnișoară. Biroul de investigații criminale din cadrul subunității a demarat o serie de activități operative specifice, reușind la un interval foarte scurt, pot să afirm acest lucru, să reușim la identificarea autoarei în persoana numită a Petrei Fica, în vârstă de 39 de ani, din orașul Gura Humorului. Aceasta, fiind citată procedura la sediul poliției, pusă în fața faptului împlinit, nu a recunoscut fapta, dar actele și mijloace de probă pe care le-am administrat în decursul intervalului de la modul de sesizare, s-au reușit documentarea activității infracționale a numitei a Petrei Fica, cea în cauză fiind cunoscută în județul Suceava, de altfel și în alte localități, ca o specialistă în domeniul furturilor din buzunare și poșete. Astfel, fiind și renumită, spunându-se la Leaua Neagră. După documentarea activității infracționale la Poliția Municipiului Rădăuți, a Petrei Fica a fost preluată către lucrătorii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, unde avea comis o faptă similară. De asemenea, vreau să vă prezint faptul că această persoană de etnie romă, respectiv a Petrei Fica, a mai comis o faptă similară pe raza orașului Vatra Dornei, având dosar penal și la ora actuală judecându-se în stare de libertate. Vă fac precizarea faptul că susnumita este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în stare de libertate, în cazul în care va fi găsită vinovată, riscă o pedeapsă cuprinsă de la 3 la 15 ani. De asemenea, în cadrul acestei emisiuni, aș vrea să vă rețin atenția cu o altă faptă pe care a avut loc în data de 2 februarie anul curent, în jurul orei 14, când Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată telefonic denumită a Irinei Cristina din municipiu, în calitate de administrator a unei firme, respectiv a unui magazin, prin care ne-a sesizat faptul că, profitând de neatenția și de aglomerația ce avea loc în incinta magazinului, i s-a sustras din sertarul Teșghelei suma de 627 ron. Am demarat activități operative specifice, colaborate cu imaginile surprinse pe camera de supraveghere din incinta magazinului, astfel, de scurt timp, respectiv în data de 3 februarie anul curent, s-a reușit la identificarea și documentarea activității infracționale a numitului Cornea Cristian din municipiul Fălticeni, de asemenea element cunoscut cu antecedente penale, cel în cauză locuind temporar pe raza municipiului Rădăuț, în concubinaș cu o tânără de etnie romă. Cel în cauză din cercetări a mai stabilit faptul că mai are fapte similare comise pe raza municipiului Fălticeni și județul Bistrița Năsăud. Am demarat activități de cooperare cu celelalte structuri ale poliției, urmând a întreprinde și aproba toată activitatea infracțională a acestui persoane. În cazul în care va fi numitul Cornea Cristian va fi găsit vinovat, risc o pedeapsă cuprinsă între 3 și 15 ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Să rămânem alături de polițiștii municipiului Rădăuți, pentru că în momentele ce urmează
Vine în fața dumneavoastră șeful biroului de poliție rutieră, care vă informează despre noile măsuri de circulație. În perioada 13-30 ianuarie 2009, la nivelul Poliției Municipiului Rădăuz și a posturilor de poliție arondate, s-a desfășurat o acțiune cu efective mărite pe linia disciplinizării pietonilor și a conducătorilor auto care circulă cu viteză peste limita legală. Acțiunea a avut la bază un plan de măsuri întocmit la nivelul IPJ Suceava, iar rezultatele au fost cele scontate, atât din punctul de vedere al numărului și consecințelor evenimentelor rutiere petrecute în perioada de timp menționată, cât și din punctul de vedere al rezultatelor obținute. Astfel, în decursul celor două săptămâni de acțiune, cadrele de poliție participante au constatat în jur de 700 de contravenții la regimul circulației rutiere, în valoare de peste 90.000 RON, s-au constatat 31 de infracțiuni, s-au reținut în jur de 20 de permise de conducere, unele pentru consum de alcool, altele pentru abateri grave de la normele rutiere, și s-au reținut și 5-6 certificate de înmatriculare, majoritatea pentru defecțiuni tehnice. Din punctul de vedere al evenimentelor rutiere produse, apreciem că rezultatele au fost pozitive, având în vedere că în luna ianuarie anului trecut, formațiunea a înregistrat 4 accidente rutiere grave soldate cu 4 răniți grav, iar în cursul lunii ianuarie anul curent am înregistrat un singur eveniment grav și în cazul aceluia nu a fost vorba despre consum de băuturi alcoolice sau altceva, ci viteză neadaptată la condițiile de drum. Rezultate îmbucurătoare așadar. În perioada imediat următoare vom continua acțiunile de disciplinizare a categoriilor menționate anterior, deci a pietonilor și a conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză, însă vom avea în vedere și celelalte cauze generatoare de accidente rutiere grave, cum ar fi depășirea neregulamentară și neasigurarea la efectuarea manevrelor, în special în ceea ce privește bicicliștii, mopediștii și căruțașii. Atragem totodată atenția conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să nu uităm că ne aflăm încă în sezonul rece, iar condițiile oferite sunt precare deocamdată. Ce pot să vă urez decât drum bun și evenimente cât mai puține? Patronul firmei Holz Industrie Schweighofer a decis să ofere celor 1200 de angajați din România un bonus de 1 milion de ron. Deși îngrijorat de criză, omul de afaceri a declarat că firma nu va face concedieri, ba chiar mai mult în perioada următoare, preconizează să facă noi angajări pentru noua investiție cumpărată în Siret de la firma IKEA. În conferința de presă, domnul Gherald a ținut să precizeze că este dezamăgit de autoritățile locale ce au instituit la Rădăuț taxa hotelieră. În aceste zile, în momentul în care deschizi un televizor sau te uiți într-un ziar, un magazin, ai de-a face sau citești numai vești proaste. So we like to make now one positive message, to give one positive message. Noi dorim acum să dăm un mesaj pozitiv. Employees. Am decis să dăm o primă de performanță, un extra bonus pentru toți angajații noștri. And we distribute 1 million RON. Și vom plăti 1 milion de RON pentru aceste prime. For our 1200 employees. Pentru cei 1200 de angajați ai noștri. We see it also like a stimulation package also. Noi vedem acest bonus ca un pachet stimulativ. So every country makes stimulation programs in the world. În aceste momente fiecare țară face un pachet de măsuri stimulative pentru economie. And I think also companies what they can afford. Consideră că de asemenea și acele firme care își pot permite. And we had last year a very profitable and very good year. Și datorită faptului că anul trecut noi am avut un an profitabil, un an bun. So we like to say first thank you to our employees. Am decis să le spunem mulțumim angajaților noștri. And maybe this is a small drop also. Și să le oferim această primă. Bineînțeles că poate este doar o picătură, da? To come over this financial crisis. Pentru o picătură în ocean pentru a trece cu bine peste această criză. But our products was a decrease worldwide was around 35%.
Piața produselor noastre la nivel mondial a căzut cu 35%. Is not so bad like steel with 50%. Bineînțeles că putem spune că nu este chiar atât de rău în comparație cu oțelul unde a căzut cu 50%. But of course very serious. Dar bineînțeles 35% este foarte serios. And I think we are one of very few companies in Europe or worldwide. Că suntem una dintre puținele firme din Europa sau dacă nu cumva chiar de la nivel mondial. We keep our employees. Noi menținem personalul nostru. Nu facem disponibilizări. We have new employees. We will have new employees. Probabil vom avea și angajați noi. Through this investment in Siret. În această nouă investiție din Siret. And not to lay off people like other countries or other companies. Și nu vom face disponibilizări așa cum au făcut alte firme sau alte țări. In North America and Canada. În America de Nord. With Canada, I think they have already closed 40% of their factories. S-au închis 40% din firmele producătoare de cherestea. And in general about the financial crisis still și we see. În general, în ceea ce privește criza financiară, noi încă o vedem. We see still 50% risk. Un risc evaluat de mine la 50%. There comes to a completely world collapse in the financial system. De a ajunge la un colaps financiar total. And the problem for an investor here in Romania is a country rating getting every week worse and worse here. Problema pentru un investitor care vine în România este că riscul de țară merge din să scade sau e din ce în ce mai rău. So financing getting every week more expensive in Romania. Și ca rezultat finanțarea devine mai scumpă în România. The banks are charging more country risk. Băncile cresc dobânda pe riscul de țară. Of course, Romania is much, much better than Ukraine or other countries. Bineînțeles că România este mult mai bună sau mai bine poziționată decât Ucraina sau alte țări. But getting was one of the most expensive countries in Europe for financing. Dar devine una dintre cele mai rele țări din Europa în ceea ce privește costurile de finanțare. Okay, Jesus. Thank you. Asta e tot ce vreau. Cât de mult vă îngrijorează această criză, este acest bonus financiar care îl oferiți celor 1200 de angajați ca o primă înainte de concediere. Cum vedeți investiția și dezvoltarea de la Siret, care abia ați luat-o în condițiile de criză? How much worried are you at this moment about the financial crisis? And do you pay this bonus a step before laying off the people? Is it only a bonus and afterwards you will lay off the people? No, I explained you. We think as a from you can never say what will be in 3 months, but from today's așa cum am explicat, view, yeah? Așa cum ai explicat, nu poți să spui ce se va întâmpla peste 3 luni de zile. We will dar not, astăzi we will not lay off people. Huh? Noi nu vom disponibiliza oameni. And still our plan is to employ in Siret around 200 new employees. Planul este de a merge în continuare cu angajările, de a angaja în Siret până la 200 de persoane. We don't know how quick goes this can be when this everything goes excellent and maybe can be until end of this year or until middle of next year, but in this time frame to have these 200 employees in Siret. Deci nu știm exact cum vor funcționa lucrurile, dar poate până la sfârșitul acestui an sau până la sfârșitul anului care vine vom avea în jur de 200 de angajați. De ce calificări este nevoie? What type of personnel do you need? What qualification? I think this will be very similar to what people was in the old factory. Va fi foarte similar cu ceea ce au avut în fabrica de mobilă anterior. But we don't produce furniture yet. We dar produce other products, yeah? Mobilă, ci alte produse. But this will be also all products from us. This will be produced, the raw material will be produced here in Radăuț and will be brought then to Siret. Materia primă va fi produsă în Radăuț și partea, să zicem, de prelucrare ulterioară vom face în Siret. And then we chop it out, we glue it, we sanding, we packaging and yeah. Scurtăm, facem încleieri și producem panouri în fabrica din Siret. The second question you already answered was what will you do in Siret in this financial crisis, but you already did answer. Care este strategia firmei Schweighofer Holz Industrie în condiții de criză? Vă întreb aceasta pentru că
pare cel puțin atipic ca în condiții de criză noastră să vă premiați salariații. So what is the strategy of your company during this crisis, because it seems unusual to offer this bonus to the employees when you go through so tough times. So what is the strategy? Why did you decide to offer this bonus when you have so hard times? Yeah, I explained before, so we like to say to the employees, thank you for last year. Deci, în primul rând, așa cum am explicat, vrem să spunem mulțumim pentru ceea ce au făcut în anul anterior. And was last year was a good year for us. Și anul trecut a fost un an bun pentru noi. Yes, this is the two main reasons, yeah. Astea sunt cele două motive pentru care am decis lucrul ăsta. Yeah. On the other hand, I explained also to the employees this morning. Și pe de altă parte, deja am explicat și salariaților noștri în dimineața asta. There will be the next years not so easy to have this salary increases what was Romania used the last years. Anul viitor nu va mai fi atât de ușor ca să facem creșteri din astea salariare în salturi cum România a fost obișnuită în anii anteriori. I think until the whole crisis are over, then they can expect more salary increases. But the next years, when really the world economy is so tough, they have to be also here very. All companies will be very careful, and people have to accept. Deci, ideea este că atunci când criza va fi finalizată, poate se va continua în același gen de salturi de creșteri salariale, dar până atunci toate țările și toate firmele vor fi destul de precaute în a acorda creșteri majore salariale până nu se finalizează criza. Cum evoluează relația noastră cu autoritățile locale, județene, naționale și dacă aveți discuții pentru a obține eventual unele facilități pentru a trece criza? Yes, when we start on the highest level in Bucharest. Deci noi am cerut sau am început de la nivelul cel mai ridicat din București. I think here is very important, mainly the Europeans fund, the authorities making here very quick decisions. Deci, părerea mea este că foarte importante sunt fondurile europene, autoritățile trebuie să ia niște decizii rapide. And to open a new court. Și a deschide sesiunile de depunere de proiecte. I think the funds are, a lot of funds are available. Și cred că sunt fonduri mari disponibile. Yeah. But in many cases, the bureaucratic system in Bucharest was not able to distribute this. Dar datorită sistemului extrem de sofisticat și birocratic din București, nu au putut fi deblocate aceste fonduri și nu au putut fi făcute disponibile. For a small example, we have the project for 100 km forest roads. It's finished. Vă pot spune că avem un proiect pentru 100 de kilometri de drum forestier, yeah. Este finalizat proiectul. Every country get here the grants from Brussels, in Austria, in Germany, in Czech Republic, every country. Și toate țările europene, în Austria, în Germania, în Republica Cehă, primesc fonduri pentru infrastructură. Yeah. But Bucharest was not able to open this. Dar București nu a fost în stare să deblocheze aceste fonduri. And this is a lot of issues, and when I think this will create a lot of work and a lot of activity. De aici pot să apară o groază de discuții, pentru că este foarte mult de lucru în sensul ăsta. What better was this organization? Is this, you can explain what we got to? În schimb, am avut o bună colaborare, să zicem, cu administrația Fondului pentru Mediu, de aceea am accesat am avut succes cu două proiecte. În care am finanțat centrala termică, partea de energie termică, de producere de energie termică și de modul de cogenerare. Acolo exista ghidurile elaborate, manualul de operare, foarte, foarte prompt și foarte operativ în implementarea proiectului. Deci a fost o experiență bună și el consideră că ar putea ca și la nivelul fondurilor europene să producă același lucru dacă ar exista voință politică. And I think from the Suceava County level, huh? Credem că aici la nivelul autorităților județene. Also, we had in the past very good support. What they can do? Am avut în trecut un suport foarte bun. And we hope this will continue. Și sperăm că acest lucru să continue. And from the city level. Și la nivel de oraș. But this is not here a problem only in Radu. I think this is a general problem in Romania.
Dar asta nu este numai o problemă specifică Rădăuții, ci o problemă la nivelul României. I think the cities have possibility to support more industry. Cred că orașele, comunitățile au posibilitatea de a susține mai mult industria. From tax points, yeah. Tax points of view. You know this, I don't know what you have to explain, maybe what they can do to deduct this. Da, e vorba de taxe de terenuri și clădiri. And here you have not this support what you get in other countries. Dar în România nu primește acest ajutor cum îl primește în alte țări. And you know, Rădăuți is not the highlight also for tourists. Și știți că Rădăuți nu este o atracție turistică. And what I heard is city planning to charge the highest tax for hotels in the whole country. Și din câte am înțeles, primăria încearcă acum să pună o taxă hotelieră care este cea mai mare din toată țara. Chiar dacă Rădăuțul nu este Mamaia sau o altă Sinaia, o altă atracție. And this will not attract investors here, into tourists. Și asta nu va atrage niciodată investitori. I think when Bucharest charging the highest tax, I understand. Dacă Bucureștiul ar încasa taxa cea mai mare, aș înțelege lucrul ăsta. This is the same in Vienna. Este același lucru și în Viena. The big cities have advantage. Orașele mari au avantaje. But the local areas have to be careful. Dar comunități locale mici trebuie să fie foarte atente. And they are not to destroy more with action like this. Și să nu distrugă mai mult cu acțiuni de genul ăsta. Dacă într-un interviu anterior, patronul hotelului Gerald's declara că este nemulțumit de taxa hotelieră la Rădăuți, am venit chiar aici la hotel pentru a sta de vorbă cu domnul manager. Domnule Cătălin, bine ați revenit în emisiunea Stop Cadru Rădăuțean. Vă mulțumesc pentru ocazia dată și mă bucur că pot să discut din nou despre perspectivele turismului rădăuțean. Vin la dumneavoastră în urma unei discuții cu domnul Gerald, care era nemulțumit de taxa hotelieră de la Rădăuți. Ce știți despre acest lucru? Ceea ce știu este adresa oficială prin care suntem anunțați că începând cu 1 ianuarie trebuie să plătim o taxă hotelieră foarte mare, în procent de 3% din întreaga perioadă a sejurului turistului la hotelul nostru. Altfel spus, toate sumele adunate din taxa de cazare cedează un 3% către bugetul local. Altfel spus, valoarea adunată pe un an de zile, conform bugetului pe care îl avem acum, este în jur de 100 de mii de lei, respectiv 1 miliard de lei vechi. Până la 1 ianuarie 2009 s-a pus această problemă? Nu, această taxă hotelieră nu trebuia plătită până la 1 ianuarie 2009, ceea ce ne-a determinat să ne hotărâm asupra sau să negociem anumite tarife cu agențiile de turism și cu mari tur operatori, tarife care, din păcate, nu includeau această taxă hotelieră pentru că nu am știut de ea. V-a dat peste cap planurile pentru anul 2009? Cred că dacă ne-ar fi dat doar nouă planurile peste cap, n-ar fi fost o problemă. Cred că întregul turism din zonă a fost dat peste cap, pentru că la anunțul pe care l-am făcut, în discuțiile pe care le-am avut cu agențiile de turism, de a adăuga 3% la tariful pe care l-am hotărât în contract, reacția a fost una negativă și aceștia intenționează ca cele mai multe grupuri, respectiv autocare, pe care le-au plănuit pentru Rădăuți, să le ducă în altă localitate, unde această taxă este decentă. Cam câte grupuri intenționau să vină? Cam cât era procentul de ocupare a hotelului pentru 2009, ca să vedem o radiografie mai exactă a situației? Și cine ar fi trebuit să vă anunțe despre această taxă și când?
Vorbim despre aproximativ 250 de grupuri rezervate până acum, în perioada aprilie-octombrie 2009. Vorbim despre un grad de ocupare prognozat la peste 75% pentru această perioadă și cred că va fi un șoc pentru dezvoltarea turismului în zonă, pentru că, în primul rând, aceasta nici nu a început. Era într-o fază foarte empirică, o fază de început, o fază promițătoare și este ca un, altfel spus, ca un copil ucis în fașă. N-a apucat să se dezvolte și cred că vor fi consecințe pentru următorii ani. Trebuie să înțelegeți că este foarte dificil să atragi o agenție, un tur operator, într-o locație nouă, într-un oraș în care el n-a mai fost, în care nu și-a adus turiștii niciodată. Dacă până la urmă l-ai convins și îl fugărești din nou, probabil vor mai trece 3 până în 5 ani până acesta va fi convins să vină din nou, cu atât mai mult cu cât restul Bucovinei, dar și alte regiuni ale României, cum ar fi Maramureș sau Piatra Neamț, oferă nenumărate posibilități de cazare. Deci poate la fel de bine să nu se mai oprească nici în Bucovina. De această taxă hotelieră ar fi trebuit să aflăm încă de anul trecut, din luna mai, când a fost votată ca buget pentru 2009. Noi am urmărit la acea vreme ordinea de zi din Consiliul Local, pentru ședințele de Consiliu Local și în cazul în care nu a fost vreo eroare umană, să zic așa, din partea noastră, o scăpare, nu am găsit nicăieri pe ordinea de zi propunerea pentru taxa hotelieră. Dacă am fi găsit-o la momentul respectiv, am fi intervenit și am fi dat ca exemplu alte regiuni din România, alte localități mult mai importante, care au o taxă hotelieră care începe cu 0,5% doar din prima zi de cazare, nici de cum de pe toată perioada sejurului, nici de cum 3% cum ne-a fost nouă impusă. Legea specifică faptul că o zonă sau o localitate declarată stațiune turistică are o taxă hotelieră fixă de 0,5% pe zi, doar din prima zi de cazare, pe când celelalte localități care nu sunt declarate zone turistice, cum este și cazul Rădăuțiului, lasă la latitudinea autorităților locale, în cazul de față a Consiliului Local, să hotărască asupra importanței sau, hai să spunem, modului în care dumnealor consideră că pot încuraja dezvoltarea turismului și ei pot hotărâ între taxa minimă până la valoarea maximă acesteia, care este de 5% pe toată valoarea sejurului. Știți niște exemple din orașe mari, din stațiuni turistice, cât este această taxă acolo? Da, de exemplu stațiunea Mamaia, care este foarte cunoscută în România și unde se știe că se vehiculează sume mari de bani, încasările sunt foarte mari, incomparabile cu ce avem la Rădăuți. Tariful camerelor este cel puțin dublu pe perioada sezonului decât este la noi, are o taxă hotelieră de 0,5% doar din prima zi de cazare. Față de cât la Rădăuți? Se repetă? Față de 3% pe întreaga perioadă a sejurului. Asta în condițiile în care Rădăuțul nu este o stațiune turistică. Și mai mult, Rădăuțiu deocamdată nu oferă nimic din punct de vedere turistic. Avem doar... Da, poate zona limitrofă, însă turiștii nu vrem, pe turiști nu vrem să-i alungăm în zona limitrofă, pentru că la fel de bine ar putea să se ducă la Sucevița și în altă parte, dar atunci angajații pe care îi avem noi ar trebui să facă naveta la Sucevița, furnizorii de aici din localitate n-ar mai profita de pe urma comenzilor pe care le facem și în final sumele vărsate la bugetul statului ar fi mult mai mici, pentru că activitatea noastră ar fi mult mai redusă.
Știu că ați fost de-a lungul anului 2008 la numeroase târguri de turism și aveți în plan să mergeți și anul acesta în Austria la târgul de turism care va avea loc peste câteva luni. Sezonul târgurilor internaționale a început deja. Chiar acum câteva zile m-am întors de la târgul de turism de la Madrid. Este un exemplu, piața spaniolă este un exemplu foarte bun care este afectat în mod negativ de către această nouă taxă hotelieră, pentru că în comparație cu piața germană, tradițională, dacă pot spune așa, în cei 2 ani de activitate ai noștri, piața spaniolă este mult mai ieftină. Imaginați-vă că din bugetul și așa redus, la care se adaugă și reducerile datorate crizei, trebuie să mai adăugăm o taxă hotelieră, putem să ne luăm adio de la această piață. Și repet ce am spus mai devreme, o piață cu greu câștigată și izgonită încă în fașă, foarte greu va mai reveni. Cum ar putea oficialitățile locale să dilueze această situație creată? Dacă ați avut contacte cu autoritățile locale, ați purtat discuții și care va fi urmare? Autoritățile locale ar putea lua exemplu autorităților naționale, pentru că trebuie să țină cont de faptul că suntem în acest an de criză, acest an, să sperăm că va fi doar un an, care este o perioadă în care în toată lumea se fac reduceri de taxe, reduceri de impozite, tocmai pentru a se încuraja activitatea. Este vorba despre încurajarea turiștilor sau a turismului în general, dar și păstrarea locurilor de muncă în unitățile de cazare sau gastronomice existente. Am avut câteva discuții cu oficialitățile locale și sperăm să putem iniția o hotărâre de Consiliul Local prin care această taxă să fie anulată pe anul în curs, pentru cel puțin pentru motivul că noi, neaflând de existența ei, nu a fost inclusă în tarifele de contracte acordate agențiilor și toate bugetele se dau peste cap, și în al doilea rând trebuie să țină cont de faptul că toate unitățile de cazare în această perioadă au redus foarte mult tarifele și o astfel de taxă i-ar împovăra. Sărăcie, infracționalitate, alcoolism, prostituție, depresie și, nu în ultimul rând, suicid. Iată doar câteva din efectele nedorite ale crizei, despre care se vorbește tot mai mult. Despre gestionarea acestor efecte începem de astăzi un ciclu de emisiuni, a căror protagonist este doctorul Dan Rusu. În primul rând, mă bucur. Și mă bucur că după, știu eu, foarte mulți ani, de undeva din media, cineva are din nou curajul să tragă draperia. Pentru că, într-adevăr, un psihiatru probabil este unul dintre puținele personaje care au posibilitatea, prin natura meseriei, să urmărească rănile, mai mult sau mai puțin sângerânde ale comunității. Comunitatea noastră nu face absolut nicio excepție. Trăim într-adevăr niște vremuri, unii le zic grele, alții le zic foarte grele, și asta mi-aduce aminte de un vechi blestem chinezesc, care spunea, multe mii de ani în urmă, să te ferească zeii să trăiești într-o epocă istorică interesantă. Tare mi-e teamă că, într-adevăr, trăim într-o epocă istorică interesantă. Comunitatea, în general, dar vedeți, comunitatea este un concept abstract. Comunitatea este alcătuită din mii și mii de destine individuale, din mii și mii de indivizi care
într-o anumită măsură, specifică lor, resimt cursul istoriei care trece încet pe lângă ei, într-o măsură și într-o manieră absolut personală. E adevărat. Psihiatru are putința să radiografieze tot acest spectacol al vremurilor. Atunci când cineva te îndeamnă să urmezi un tratament psihiatric, de cele mai multe ori ești tentat să spui, dar ce-s nebun? Bine, aici prima discuție care trebuie pusă este că, în general, în cultura noastră, în comunitatea noastră și, în general, în societatea românească, datorită unor vari condiții, conceptul de psihiatrie și, în general, meseria asta de psihiatru, prin educație, prin ceva, are înglobat în el ceva ciudat, ceva damnat. Psihiatru egal nebunie, bolnav psihic egal nebunie. Nimic mai fals și mai periculos decât aceasta. Nu, psihiatrul nu se ocupă de nebunie. Psihiatrul se ocupă de oameni, iar oamenii au problemele lor, iar oamenii au viața lor, au singurătatea lor. Ei bine, acești oameni au nevoie de ajutor. Ajută medicul să perceapă anumite situații prin care trec? Cu siguranță. În zona noastră, iată că pe nesimțite am, știu eu, foarte mulți ani, 20 și ceva de ani de meserie în zona noastră, și întotdeauna, încă din prima mea clipă de venire aici, am încercat să conștientizez oamenii de faptul că o afecțiune psihică, chiar o boală psihică, nu este ceva rușinos. Este pur și simplu doar o boală. Nu avem de ce să ne rușinăm cu bolile noastre, indiferent care ar fi bolile noastre. Avem să ne rușinăm cu multe alte lucruri. Și, în general, în comunitatea noastră, ca în orice comunitate, există multe, multe elemente de care avem să ne rușinăm, dar nu de asta. Am încercat să conștientizez și să știți că, de-a lungul anilor, enorm de mulți oameni au început să nu mai considere afecțiunea psihică, psihismul, boala psihică, drept nebunie, ci pur și simplu sufletul și tot ceea ce ține de suflet. Acesta este mare lucru, pentru că de-a lungul timpului apelabilitatea psihiatrică a crescut și a crescut nu neapărat, bine, există și o creștere a frecvenței anumitor afecțiuni psihice, dar a crescut în primul rând prin apelabilitate. Asta înseamnă deja o schimbare în proiecția culturală. Este, să știți, unul din marile succese pe care le poate avea un psihiatru român în vremurile noastre. Vorbind despre vremurile noastre, ieșirea României din monotonia, din lâncezeala dinainte de Revoluție, intrarea ei în tot acest capitalism la care nu ne-am așteptat, ne-a luat pe nepregătite în această schimbare economică, politică și socială, v-a adus probabil mai multe cazuri. Sunt aceste cazuri vindecabile? Nu știu cum să spun, este greu de spus că mersul istoriei, pentru că în ultima instanță este un mers al istoriei, influențează în mod direct, nemijlocit și măsurabil patologia psihiatrică. Foarte greu de spus. Deși, bineînțeles, aici comportă foarte multe discuții. Repet, cred că este vorba mai mult de o proiecție culturală decât de un reflex istoric în sfera patologiei. Care ar fi principalele cauze care vă aduc bolnavi în cabinet, în etapa actuală?
Cauzele, să știți că sunt aceleași din totdeauna. Ereditatea. Structura psihologică a individului și, bineînțeles, societatea. Societatea cu tot ceea ce ține de ea. Acest lucru s-a întâmplat dintotdeauna. Cu mulți ani în urmă, foarte multe evidențe erau escamotate. Acum trăim o perioadă în care reașezăm foarte multe din evidențele noastre și sunt absolut sigur că vom ajunge și ajungem încetul cu încetul la o situație foarte clară, la o situație obiectivă a tot ceea ce înseamnă suferința unei comunități. Da, principalele boli? Fără discuție, și acest lucru este recunoscut la nivel nu numai local, cât și național, și să vă spun un secret, dar aici este o altă discuție, cât și mondial. O primă cauzalitate o reprezintă bolile, sau mă rog, afecțiunile depresive. Cauzalitatea acestei frecvențe crescânde a afecțiunilor depresive este foarte complexă. O a doua cauzalitate o reprezintă, pentru comunitatea noastră de data aceasta, alcoolismul. Sună umil, sună plebeic, dar asta este. Trebuie să ne recunoaștem rănile și să spunem da, avem această problemă. Între noi fie vorba. Comunitatea noastră de mai mult timp, să spunem așa, are o problemă cu consumul de alcool. Știți, cauzele sunt multe. Foarte multe, foarte complexe. Dar ele se lovesc întotdeauna cu o evidență. Sunt tare puțin psihiatri. Iar sistemul medical are, după cum știți, micile sau marile lui imperfecțiuni. Dar fiecare psihiatru și, în general, medicina românească încearcă să lupte. Și în ultima instanță, asta contează. Dacă ar fi să împărțim într-un serial pentru a spune populației că toate aceste cauze pot fi vindecate, cum ați alege să le împărțiți? Vindecate, de multe ori, este ceva puțin prea mult spus. Ne bucurăm cu victorii modeste, cu ameliorări, și poate că aveți dreptate și cu vindecări. Știu eu, poate că nu ar fi greșit și ar fi util pentru cei care ne ascultă o orientare, spre exemplu, pentru început în alcoolism. După care, știu eu, să discutăm câteva cuvinte despre tulburările depresive. Să discutăm alte câteva cuvinte despre alte câteva mari probleme psihiatrice. Și apoi să conchidem sau să prelungim discuția, de fapt, a noastră, cu speranța că dumneavoastră, media, nu veți uita faptul că dincolo de cortina sclipitoare și plină de paiete a oricărei comunități, se află mici sau mari taine pe care trebuie să le discutăm. Altfel, vremea trece și vom vedea. Domnule doctor, dată fiind complexitatea acestei situații, v-aș propune ca alături de mine, în Stop Cadrul Rădăuțean, să întocmim un serial despre toată patologia aceasta care se pare că vine din partea crizei. Un psihiatru este foarte atent la detalii. Mă deranjează cuvântul serial. Hai să-i spunem succesiune. Da?
Sunteți de acord? Perfect. În cadrul acestei succesiuni de mici emisiuni, aș propune să discutăm, să zicem, pentru început, de consumul de alcool, despre alcoolism și tot ceea ce presupune acest concept medical de alcoolism. Apoi, nu se poate să nu discutăm despre tulburările depresive, care, conform tuturor statisticilor, se află într-o, să zicem, într-o explozie procentuală. V-aș propune de asemenea să discutăm într-o altă emisiune despre altă dimensiune, să spunem așa, muncii psihiatrului vis-a-vis de comunitate. Și nu se poate să nu încheiem această succesiune fără câteva concluzii, fără o discuție din interiorul comunității, că în ultima instanță și dumneavoastră și eu facem parte dintr-o comunitate și ceea ce facem noi acum este un element de autoreglare. Corect, nu? Noi, în comunitate, încercăm să facem totul ca acest organism viu, care este comunitatea noastră, din care aparține, de care aparținem și pe care o iubim în ultima instanță, se autoreglează. Aceasta este propunerea mea. Dacă sunt de acord cu dumneavoastră și fără îndoială, cei care urmăresc Top Cadrul Rădăuțean vor urmări această rubrică medicală, să-i spunem. Aș dori să vă întreb dacă fosta lozincă mens sana in corpore sana ar trebui rescrisă astăzi, luând în calcul sănătatea comunității. Cum ați compune-o? Mens sana in corpore sana este foarte veche. Am recompune-o și eu personal aș recompune-o pentru că m-am format la școala moldavă a psihiatriei. Aș recompune-o într-un sens tridimensional. În ce sens? Bio, psiho, social. Vechiul dicton latin era doar bidimensional. Nu avea profunzimea aceea. Era un mens sana in corpore sana, deci psihobiologic. Noua dimensiune pe care vă propun este cea socială. Nu se poate. Nu se poate să o neglijăm. Deci, noua formulă pe care v-aș propune este viziunea tridimensională, bio, psiho, socială.